ce a cerut Scholz lui Putin în prima convorbire după șase săptămâni de tensiune. Într-o conversație telefonică de 75 de minute, prima după șase săptămâni de tensiuni între Germania și Rusia, cancelarul Olaf Scholz i-a cerut lui Vladimir Putin o încetare a focului în Ucraina cât mai curând posibil. Acuzația Moscovei potrivit căreia nazismul este puternic răspândit în țara aflată în război a fost respinsă vehement de Berlin, potrivit unui anunț făcut de un purtător de cuvânt al guvernului. Olaf Scholz a discutat pentru prima dată telefonic cu Vladimir Putin, după șase săptămâni de tensiuni. Cancelarul german i-a cerut președintelui rus să pună capăt cât mai repede războiului pe care l-a declanșat în Ucraina și la care Moscova se raportează ca la o operațiune militară specială. Olaf Scholz a cerut, de asemenea, o îmbunătățire a situației umanitare și progrese în eforturile de a găsi o soluție diplomatică la conflictul militar, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului german Stefan Hebestreit. Cancelarul german a respins acuzația Rusiei potrivit căreia nazismul este răspândit în Ucraina, potrivit citirii germane a convorbirii telefonice redate de guvern. Anterior, Kremlinul a declarat că Vladimir Putin i-a atras atenția cancelarului german asupra încălcărilor grave ale normelor dreptului internațional de către luptătorii care profesează ideologia nazistă. Rusia a încercat în repetate rânduri să justifice războiul împotriva Ucrainei susținând că scopul său este denazificarea vecinului său, în ciuda faptului că nu există nicio dovadă care să susțină o astfel de afirmație. Hebestrade a declarat că cei doi lideri au vorbit, de asemenea, despre presiunea asupra aprovizionării cu alimente la nivel mondial din cauza războiului din Ucraina, unul dintre cei mai importanți exportatori de grâu din lume. Cancelarul a reiterat că Rusia are o responsabilitate specială în acest caz, a scris purtătorul de cuvânt german.